Jocurile de noroc. Nu te apuca de jocuri de noroc, căci chiar dacă poți câștiga, câștigurile tale vor fi precum cârligele cu momeală pe care le înghit peștii. Pentru a câștiga odată, un jucător pierde de 100 de ori. Ce modalitate de a procura fericire și prosperitate! Dependența continuă de jocurile de noroc face ca bogăția unui om și veniturile sale potențiale să dispară în altă parte. Jocurile de noroc aduc multă mizerie și erodează reputația. Nimic altceva nu se termină cu o sărăcie atât de jalnică. Dorind să câștige totul, cei care iubesc jocurile de noroc, sala jocurilor de noroc și cred în mâna lor norocoasă, pierd totul. Jocul de noroc este celălalt nume al ghinionului. Oamenii slabi de caracter, prinși în capcana lui, vor avea stomacul gol și suferințe cumplite. Petrecerea timpului în sala jocurilor de noroc risipește bogăția trecutului și valoarea personală. Jocurile de noroc vor consuma averea unui om și îi vor deteriora onestitatea. Îi va reduce generozitatea și îi va spori chinul. Cei care joacă jocuri de noroc renunță la acestea. Haine, bogății, hrană, renume și cultură. Pasiunea jucătorului crește odată cu pierderile suferite. Chiar și așa, dorința de viață a sufletului crește odată cu durerea suferită.